Bună ziua, doamnelor și domnilor, Cezar Zamfir, sudul Angliei. Astăzi doar un filmuleț mic, foarte scurt. Mai țineți minte stupul ăla care era pe trei corpuri? Vedeți, acum e pe două. Și v-am zis eu că e posibil să fie prea înghesuit. Ia uitați-vă ce e aici. Cred că totuși l-am înghesuit prea tare. Ele au făcut barba cumva în lateral, observați, ca să dea voie albinelor cu legătoare care vin, ia uitați-vă, la polen, care vin cu polen și cu nectar să poată să intre și să iasă, și au format, barba lângă. Nu avem o vreme strălucită, haideți că am stat în pasajul lor și s-au așezat pe mâna mea. Cam așa arată văzducul, să spunem așa. Activitate intensă la toți stupii. Acesta este stupul de pe cântar. După cum vedeți, nu este un stup prea puternic. Adică este mediu, ca să păstrăm o anumită. Și stupii infestați, aceștia doi granzi care au cules miere cât pentru patru, o să scot foaia de control doar o secundă, ia să vedem, la acesta prezentat de mai multe ori, are ceva, nu? Sunt ceva, dar nu e de speriat. Se pare că totuși astea ale mele, cum se zice, testele au fost ok. Vedeți aici și niște benzi, mă rog, mâncate, să spunem așa. Deci nu avem, este infestare la aceștia doi. Ia uitați-vă și la acesta. Dar nu avem lucruri foarte serioase. În rest, cum spuneam, încă toamna la mine se lasă așteptată. Este un cules intens de polen și de nectar. Dacă vă spun că ieri am avut 2 kg și ceva la cântar, dar suspectez că și n-a plouat, așa că pentru răutăcioși, dar suspectez că la 2 kg și eu am lăsat câteva rame, 3 rame, dar nu pline, dar cu ceva miere pe ele, le-am lăsat în locul meu de unde țin lucrurile. Și cred că au găsit ceva acolo, că am găsit scociul care l-am pus eu, dar în ramele nu erau mai mult de 2 kg pentru toată stupina de aici, dar nici 2 kg și ceva nu cred că a fost ieri. Cu toate că, după cum vedeți, alți doi, lucrurile aici stau foarte bine, în sensul că se lucrează aproape ca vara. Bun, vă las acum, tratamentele trebuie să-și facă treaba. Ia uitați-vă și la ăla. Și acolo e... I-am redus, pe mulți am redus de la 3 corpuri la 2 corpuri și cam înghesuială, cam înghesuială. N-am ce să le fac. Eu nu mă mai aștept ca populația să crească, deci să se descurce cum pot. Ia uitați-vă cei și aici, alții. Ce să vă zic, aoleu, ăla n-are, are, da. Am crezut că e deschisă toată. Văd că și ventilează, văd, te doare capul, deci suntem în 20 septembrie și ele ventilează. Ventilează pentru că au foarte mult de ăsta, nectar, și ventilează sărăcuțele. Ia uitați-vă ce e pe aici.
Deci este ca vara. Da, ce să vă mai zic? Vă las acum, v-am zis că e un film scurt. Vă las în această ambianță frumoasă, zic eu. Mai avem o săptămână, cred că, de urcat și după aceea începem să o coborâm spre și ele vor începe să reducă motoarele puternic și să ne îndreptăm spre pregătirea de iarnă. Spor la treabă, sănătate multă!